Un elev în vârstă de 7 ani în municipiul Constanța a intrat într-o școală cu o armă de tip airsoft, aceasta fiind ridicată de către un profesor. Inspectoratul de poliție al județului Constanța a anunțat faptul că polițiștii secției 5 au fost sesizați prin apel la 112 de către directorul școlii generale numărul 33 Anghel Saligny Constanța cu privire la faptul că un copil de 7 ani, elev al școlii respective, ar fi introdus în incinta unității de învățământ o armă. Patrula mixtă deplasată la fața locului, formată din polițiști și jandarmi și din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța, a constatat că la data de 10 mai, în jurul orei 17, minorul ar fi introdus în unitatea de învățământ o armă cu lunetă de tip airsoft, aceasta fiind ridicată de un cadru didactic, a transmis IPJ Constanța. Cercetările sunt continuate de serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Totodată, polițiștii fac verificări sub aspectul comiterii unor fapte de natură contravențională prevăzută de legea 295 din 2004. Armele de tip airsoft nu necesită autorizare conform legii 295/2004 și pot fi achiziționate de persoane cu vârste de peste 18 ani, relatează observatornews.ro.